Bună seara. Situația este relativ stabilă, cel puțin din punctul de vedere al rețelelor de socializare. Merg într-adevăr cu mult mai greu decât ieri, pentru că de astăzi autoritatea rusă pentru reglementarea internetului a început să blocheze Facebook-ul, Instagram-ul și alte rețele de socializare. Pe lângă aceste blocări, autoritatea rusă pentru reglementarea activității presei a început să pună presiune pe acea presă care este indisciplinată și nu transmite exact cum în linia propagandei Kremlinului. Au fost astăzi 10 entități media care au fost avertizate cu amenzi usturătoare sau chiar cu închiderea acestor publicații, un post de radio foarte, foarte important, care era cât de cât, este încă cât de cât echilibrat. Cotidianul Novaya Gazeta, a cărui redactor șef este, a fost laureatul Premiului Nobel pentru Pace anul acesta, toți au primit avertizare și știți de ce? Pentru că folosește cuvântul război în loc să spună cum, care este linia oficială a Kremlinului, operațiune militară. Deci pentru atâta lucru a început să apară sancțiunile și asupra presei. Și pentru că spui de sancțiuni, cum a reacționat Rusia la pachetul de sancțiuni anunțat de comunitatea internațională? Începe cu contramăsuri. Deci, când au început să fie spațiile aeriene pentru avioanele rusești în Europa, automat, după jumătate de oră, Rusia a declarat că închide spațiul aerian pentru avioanele din Bulgaria, din Polonia, din Cehia și România știu că a închis spațiul aerian pentru avioanele care vin din Rusia. Probabil că cursa de mâine este anulată. Nu am văzut o reacție oficială din partea Moscovei că și Rusia ar închide spațiul aerian pentru avioanele din România, cu toate că nu cred că e, oricum nu efectua în zbor spre Moscova cursele compania noastră aeriană. Această sancțiune, vreau să vă mai spun, după ce a fost scoasă, sancționată și scoasă de la Eurovision, de la concursul de muzical, Rusia astăzi a anunțat că se retrage din Uniunea Europeană de Radio și de Televiziune. Mai sunt proteste, Liviu, este foarte important, mai sunt proteste la Moscova împotriva deciziei lui Vladimir Putin de a invada Ucraina. Citeam de altfel chiar astăzi și declarațiile unor deputați din Duma Rusă care condamnau actele de agresiune inițiate de liderul de la Kremlin. Mă îndoiesc să fie comentarii din partea deputaților ruși care să condamne decizia președintelui Putin de a începe războiul în Ucraina, pentru că s-a votat în unanimitate intervenția militară în țara vecină. Exact, dar spuneau că regretă acest lucru. Poate că regret acum după ce au văzut că sunt ținta sancțiunilor din partea comunității internaționale. Despre proteste, este greu de urmărit acum pentru că ele nu sunt organizate, sunt spontane. Deci dacă iese cineva din metrou și începe să strige nu războiului, riscă să fie imediat arestat. Deci este greu de spus unde se organizează aceste proteste. Este foarte posibil ca ele să se amplifice dacă, într-adevăr, Rusia va fi deconectată de la acel sistem de plată SWIFT și atunci vor fi puse în pericol nu neapărat economiile cetățenilor ruși care au banii în băncile rusești, ci modul de plată și sistemul, modalitățile de plată, mai ales cu carturile.